Sunt doar niște fotografii, însă ilustrează aspecte reale din viața de zi cu zi. Avem 20 de fotografii expuse, cu tot felul de traume și de accidente care se pot întâmpla oricui zi de zi. Aceste fotografii sunt realizate cu ajutorul produselor de efecte speciale, sunt produse profesionale și semiprofesionale. Le-am realizat pe decursul a 2-3 ore, în colaborare cu ASMV, bineînțeles. Ei mi-au dat ideea cum să fac, ce să fac, chiar eu am pus în practică. Care este mesajul pe care îl transmit, ne spun cei de la Asociația Studenților și Medicilor Voluntari din Constanța. Numele Half a Second, jumătate de secundă, se referă la promptitudinea cu care trebuie să se acționeze în astfel de cazuri, deoarece fotografiile prezintă cazuri grave în care trebuie să se acționeze imediat și cel mai important trebuie să se acționeze corect. Pentru că dacă nu respectăm aceste două reguli, victimele vor fi pierdute. În fața neprevăzutului, importanța cunoașterii măsurilor de prim ajutor poate face diferența dintre viață și moarte. Iar un exemplu concret vine de la eroul tragediei petrecute în urmă cu nicio lună pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Puterea exemplului este promovată și de tinerii Asociației Constanțene prin numeroasele campanii pe care le-au desfășurat în cei 7 ani de activitate.